ei mă cunosc de la edițiile precedente. Nu o să vă țin prea mult, pentru că unele dintre subiecte pe care le voi atinge astăzi deja Liviu mi-a luat înainte și le-a prezentat. Aș vrea să vină lângă mine numai cei care au bloguri, cei care sunt interesați de discuții și vor să știe cum ar putea să-și urmărească anumite conversii de pe blogul lor prin Google Analytics. Ceilalți puteți să vorbiți, poate vă rog. Hai să facem un mic test. Da. Dar de ce doar blogul? A, pentru că... Nu. Eu am discutat aseară cu Liviu, știam ce prezentare are. Între timp făcusem prezentarea și am trebuit să o schimb. Pentru că Liviu a apucat să vă spună multe dintre aspectele teoretice. N-avea sens să vin eu cu prezentare, pentru că sigur, nu vrea să-ți îndreptățit. Un blog e de fapt un site de publisher. Da. Da. Nu știu, majoritatea de aici cred că au un blog, de fapt și blog. Dacă unde site-ul de publisher, ar putea să se interesează la mine. Sigur. Pentru că audiența e împărțită. Ok. Eu am schimbat de vreo două ori prezentarea, după cum vă spuneam, pentru că Liviu a prezentat mult mai bine decât mine. Titlul a rămas același. Despre ce discutăm astăzi? Despre conversii și Google Analytics, despre goals pentru setarea de goals pentru blogul tău și despre conversiile offline. Deci am ales ultimele două subiecte, pentru că mie m-am întâlnit cu, mai ales cu ultima discuție. În momentul de față implementez un astfel de sistem de conversie offline pentru unul dintre proiectele mele și probabil că sunt și alte persoane în sală care ar vrea să-și urmărească aceste conversii și în offline. Despre conversiile și Google Analytics, unul dintre businessmenii din Philadelphia, acum 100 de ani, spunea că știu că jumătate din banii pe care îi dau pe advertising sunt pierduți. Nu știu exact care dintre aceste jumătăți. Să știți că acest citat l-am găsit pe internet și ca fiind al, cred că, al, se pare că era, nu mai țin de, aparținea unei alte persoane. Conversiile și Google Analytics. Ce înseamnă, de fapt, goals? Liviu v-a amintit, el a dat repede vina pe mine și s-a plasat pe mine, o să vă explice Adriana. Înseamnă plasarea unui, sunt acțiuni pe care ni le dorim de la un vizitator. Plasarea unui formular sau unei comenzi, descărcarea de informații despre un produs sau despre servicii, acele white papers, abonarea la newsletter sau sună acum. Am pus ca și obiectiv acest goals pentru că se poate seta, se poate urmări un număr de telefon special care se generează pentru o conversie offline. Dacă vreți să insist mai mult asupra acestor aspecte, să-mi spuneți, dar mă gândesc că Google Analytics are tone de explicații teoretice pe care chiar vă rog să le citiți. Sau mai mult decât atât, să mergeți la cursul lui Liviu, o să aflați mult mai multe lucruri, pentru că explică în română și nu sunt textele în engleză. E o mare problemă pentru mine, cel puțin. Cum setăm Google? Cine a încercat de aici? Ați încercat? Câți dintre voi ați încercat până acum? Cum setăm goals? Da? Ai reușit din prima? Bine, nu voi. Mă aștept să interacționez și cu celelalte persoane pe care nu prea le-am văzut că sunt active. Ați mai fost și... setarea de obiective sau de goals este simplă. Vă logați în contul de Analytics, dacă nu aveți un cont, creați unul. De preferat să aveți același cont cu Google AdWords. Mergeți la My Analytics Account, selectați contul, apoi verificați dacă primirea de date este, se face primirea de date și dacă instalarea codului este corectă. Liviu spunea că există mai multe tool-uri de urmărire a acestui cont. Sunt niște site-uri. Dacă nu, luați, mergeți pe pagină, click dreapta, view source și verificați scriptul, care de obicei este pus înainte de includerea tagului body. După cum vă spuneam, mergeți la edit, apoi profil
și selectați, ajungeți în, în partea de girls. Ce este important să știți atunci când setați un, un astfel de goals este că trebuie să-i dați un nume ca pe care să-l identificați în rapoartele pe care le veți vizualiza mai târziu. Nu insist pentru că Liviu deja a povestit despre tipurile de obiective, de ținte, de goals. Este important să adăugați o valoare și este important să adăugați pași în, în acel funnel. Este ok? Mergem mai departe? Înțelegeți? Chestia te l-am mai spus, Liviu, de asta nu prea vreau să insist. Dacă da. Nu există acel... Dacă nu există acel script de e-commerce tracking, cât te spunea Liviu mai devreme, se poate defini acel cont? Da. Da? Nici nu am știut, acum am aflat că e de preferat să pui, să setezi site-ul ca fiind e-commerce pentru că urmărești anumite valori aia. Interesant să încerci o chestie asta. Cum arată conversion funnel? Acea pâlnie de... Mă rog, pâlnie prin care... Trec utilizator. Ce nu? Trec utilizator. Exact, da. Utilizatorul intră, vede un, un produs sau o categorie, o pagină, apoi vede fișa produsului, vă spun despre fișa produsului pentru că un astfel de, de sistem îl am implementat la unul dintre proiectele mele și exact merge pe același, pe același tipar. La fel ca aici se intră într-o categorie, apoi se selectează o, o pagină. După care... De... Cred că... Aici cred că asta ar fi partea mai interesantă pentru, pentru unii dintre voi. Setarea de goals pentru blogul pe care, pe care îl aveți. Ce urmărim? Să aflăm de câte ori se înregistrează un, înregistrările unui anumit user, precum și comentariile care sunt, care sunt postate. Trebuie să fiți siguri că aveți adăugat Google Tracking Code, acel cod de JavaScript în, în paginile voastre. Unde îl adăugați? Îl adăugați în fișierul footer.php și în fișierul de login înainte de, de închiderea codului de body. De ce aveți nevoie sau care ar fi resursele pentru care de care ați avea nevoie ca să aveți acces la aceste fișiere, ar fi un browser HTTP, acel total commander, și de acces pe serverul vostru. Trebuie să știți că poate să fie pentru începător, poate să fie puțin greoi, pentru că trebuie să știți ceva HTML. Se rezolvă și acest lucru pentru că sunt anumite funcții notepad, dați control-F, postați imediat acel cod body și mai departe, vedeți unde este, dați un paste pentru, pentru cod și salvați, ați urcat înapoi pe, pe server și asta este tot. Cum setăm goal pentru înregistrarea unui, unui user? În primul rând ne asigurăm că acel goal este on. Dacă este off, Google nu va ști, deci nu va avea niciun fel de, de monitorizare, nu va avea niciun fel de tracking.
La match type vom pune head match, deoarece URL-ul pentru gol, o să vedeți acolo sintaxa, nici eu nu știu pe deasupra. O am undeva salvată, știi ceva pe deasupra? Dacă o setează? Nu uitați să treceți numele acestui obiectiv, Blog Subscription. Pentru că așa, sub această denumire va apărea în rapoartele pe care le veți avea, le veți selecta mai târziu. Dacă ceva, vreți să spuneți? Aici, valoarea acestui gol este 1, la fel spunea și Liviu, am citit și eu cam așa se face. Nu se face corect. Nu se face corect? De ce ai văzut? Păi pentru că trebuia să, nu știu, pun pentru că nu am. El a registrat un rezerv, ce valoare putem să pun? Calculezi și vezi. Nu pui. Dacă nu știi, nu pui. Da. Și atunci cum am măsurat acelei? Păi, prin numărul... Ce măsori? Te duci în top content la index, acolo și măsori ce? Nu, era vorba despre câți utilizatori se vor înscrie la mine pe site. Se înscrie, dar nu trebuie neapărat să măsori acolo. Bun, value. Îți numără numărul de conversii. Zice 15 conversii. 20 de conversii, dacă să ai goal value, nu trebuie să, dacă nu știi, nu pui. Dacă poți să calculezi, calculează și pune corect. Deci valoare 0. Ce putem să mai setăm pentru blogurile noastre ar fi, de punct de vedere al blogurilor, ar fi comentarii, să le urmărim. Continuăm etapa de după ce am setat goal-ul, mergem mai departe cu adăugarea de pași pentru a avea o imagine clară și pentru că vrem să fim siguri că userii care sunt contorizați vor fi userii care se registrează și nu cei care vizitează pagina. Ca și URL la pagină la pasul 1, este o sintaxă, este un URL-ul, adăugați, îl salvați și mergeți mai departe. Întrebare? Da. Din public? Da, Marius. Și acum e pornit. Ai introdus un tracking code în pagină pentru a certifica faptul că se înregistrează în folia pe care ai setat totul. O să te întreb de ce nu folosești doar numele paginii ca și etapă în parcurgerea pânii și trebuie să duci un script, poate Liviu puntează aici. N-am înțeles întrebarea. Dacă dai un slide înapoi sau două. Ok. Adăugarea Google Tracking Code se referă la codul de Analytics? Da, da. Ok. Deci nu am pot suplimenta. Nu. Bine, mulțumesc. Asta pe n-are tăi. Un alt gol ar fi urmărirea comentariilor. Pentru acest lucru, în fișierul comments.php din tema blogului, se caută codul pentru submiterea comentariului. Și se adaugă scriptul pe care îl vedeți în pe care spune scriptul în interge. Chiar spune ceva mai devreme despre acest script. Este o funcție care se... Este o funcție care ce face ea? În mod normal, ai undeva codul de Google Analytics cum e clar? Aici, pe un slide? Nu. Este, știți că ai partea de sus în care face apel către JS, după care este codul de site, UA nu știu cât, codul de site, cine știu pe care și-a după care următoarea funcție este asta, page tracker, track page view,
paranteză, paranteză, deci nu pune nimic. Asta înseamnă, având paranteză, paranteză, el ia URL-ul care este sus, da? Și îl înregistrează în baza lui de date. În momentul în care cineva, pentru o funcție, prin funcția asta, îi alterează ce conține în interiorul parantezei ca parametru, în loc de URL-ul de sus, va pune URL-ul care îl se transmite, care acolo poate să fie pas 1, pas 2, pas 3. Puteți să puneți ce vreți acolo, între alea două apostrofe, puteți să puneți orice parametru. Asta înseamnă că în top content, acolo unde vedeți paginile care se accesează, veți găsi pagina asta, deși e fals. Pagina asta nu există, da? Este pusă artificial, doar ca să poți să măsori. Și valoarea este bună? Deci, iarăși, Gorvaliu, citiți un pic, dați o căutare în help-ul lui Google Analytics și citiți despre Gorvaliu. Vă rog eu mult. Nu puneți acolo orice valoare. Vă rog eu mult. Următoarea discuție era despre conversiile offline. De ce am ales acest subiect? Vă spuneam că în momentul de față implementez un sistem de urmărire a acestor conversii pentru unul dintre proiectele mele. Am observat că foarte multe persoane dau telefon, avem câte 10, în funcție de sezon, poate și mai multe, telefoane pe zi pentru cereri de cumpărare. Sau, mai mult decât atât, persoane care vin la noi la birou să cumpere produsul respectiv. Mi-am dat seama că am o problemă pentru că încercam să vedem cam cum stau clienții cu produsele lor, care este valoarea, care este acest click-through rate. Întotdeauna aveam niște valori foarte proaste, totuși avea click-through din piață. Se vedea clar că oamenii vor, vin la noi să cumpere. Le dădea telefoane și mie și colegilor mei. Asta înseamnă că omul, vizitatorul, intra pe site dintr-o anumită sursă, vedea produsul și nu mergea mai departe, spre comandă sau spre alte acțiuni, ci mergea direct către contactul nostru. Aici putem să discutăm mult mai multe lucruri, mă rog, să fac îmbunătățiri în sistem, însă una dintre metodele pe care vrem să o includem acum în această urmărire a conversiilor din online către offline este setarea unor aici sunt, mă rog, sunt mai multe nu, asta vreau să vă spun, să ne facem în viață. Ce vrem să facem, de fapt, este să facem un customer tagging. Este vorba despre un user care se identifică pe site pentru un ID unic. Nu știu prea multe detalii despre treaba asta, mai multe detalii știu persoane care lucrez la programarea site-ului. Sunt mai multe metode de a urmări aceste conversii offline. Puteți să faceți chestionare în magazin, puteți să faceți campanii regionale și să le integrați cu vânzările din acea perioadă, cupoane și coduri speciale. De asemenea, sunt numere de telefon unice în funcție de refer. Am văzut ca soluție și pay-per-call, acele plăți la apel. Sincer, să fiu, nu știu prea multe detalii despre acest lucru. Referitor la ce spuneam înainte cu acele conversii offline care pot fi urmărite cu Google Analytics, găsisem o soluție pentru vanity URLs. Se folosesc mai ales pentru broșuri, pentru printuri. Cum se utilizează aceste URL-uri? Sunt URL-uri scurte, ușor de reținut, care folosesc redirectele 301. Iarăși, știu, am vagi idei, nu știu prea multe lucruri despre treaba asta, însă urmărirea conversiilor offline o să vă dea o idee despre cât de bine merge campania voastră. Nu trebuie să aveți în minte doar acele elemente sau doar acele cifre pe care le vedeți în rapoarte, ci încercați puțin să mergeți puțin mai departe. Să vedeți câte dintre conversiile online se încheie în offline. Asta a fost cam tot ce am vrut să spun. Vă mulțumesc!